Chiar dacă meteorologii au anunțat zile de foc astăzi la prânz, în municipiul Buzău nu era amenajat niciun cort de prim ajutor. În aceste condiții, cei care au resimțit din plină arșița au avut la dispoziție doar două variante, să sune la ambulanță sau să caute rapid o farmacie. Oamenii spun că autoritățile nu s-au implicat deloc, așa cum s-a întâmplat în alte orașe, unde au fost montate corturi cu aer condiționat și personal medical. Măcar unul ar fi fost necesar, măcar că sunt cazuri, mai ales bătrânii care mai au probleme cu cu inima, acum, mă alte probleme de sănătate. Ar fi mai bine ca să lumea să aibă un adăpost, să aibă o apă rece unde să se tragă, copiii să fie protejați. E foarte rău, pentru că e foarte cald acum și trebuiau. Cum era, exista altă dată aici pe piața Dacie, erau foarte bune. Era lumea și mai în vârstă și poate să-ți vină rău la căldura care este acum afară. Dezinteres, acum toată lumea e pe punga lui nu se mai gândește niciun parlamentar, nimic, nimic la cei de jos. Ei salariile cât mai mari, restul ce vrea să facă, aia face, părerea mea. E foarte rău în problema asta, pentru că pe căldura asta care este acum ar fi trebuit. Un punct, măcar unul, aici, pe unde este temperatura asta mare. Și... Lipsă de interes? Este, este. Cam a fost pentru Buzoc, ca multă lipsă de interes. Singurele puncte de prim ajutor din Buzău aparțin Crucii Roșii și sunt deschise pe toată perioada sezonului estival. Acestea se află însă în Parcul Crâng și la Strandul Tineretului, departe de traficul intens și aglomerația orașului. Nu este deocamdată montată. Sunt salva, montat? Sunt salva mare și cu asistenta medicală pentru acordarea primului ajutor în, în bazin. Anii trecuți în oraș au fost amplasate trei corturi de prim ajutor, în piața Dacia, în parcul Crâng și în piața Dorobanți. La aceste puncte oamenii au putut solicita un pahar de apă și și-au măsurat tensiunea arterială.